Bună ziua și bine ați venit la Banca Națională. Astăzi voi prezenta decizia de politică Băncii Naționale, comunicatul, comitetul executiv. Totodată vreau să aveți în vedere că noi astăzi am examinat și raportul asupra inflației. Noi vom avea o prezentare separată a acestui raport săptămâna viitoare, așa preliminar pentru marți săptămâna viitoare, am stabilit prezentarea raportului deja cu multe detalii. Astăzi, așa tangențial în comunicat, voi atinge unele aspecte a prognozii noi. Așadar, dau citire comunicatului Băncii Naționale a Moldovei. Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței din 7 februarie 2023, a adoptat unanim următoarea hotărâre. Se stabilește rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivel de 17%. Se stabilesc ratele de dobândă la creditele overnight la nivelul de 19% anual, la depozitele overnight la nivelul de 15% anual. Comitetul Executiv al Băncii Naționale a adoptat spre publicare raportul asupra inflației februarie 2023. Această decizie este adoptată din perspectiva asigurării continuității măsurilor stimulatoare în contextul ciclului de relaxare a politicii monetare început la sfârșitul anului precedent, pe fondul unor premize întemeiate asociate continuării unui cadru macroeconomic dezinflaționist. Decizia respectivă este condiționată de confirmarea veridicității prognozei Băncii Naționale Moldovei din luna octombrie 2022 și de perspectivele de decelerare a inflației anuale sub impactul unor presiuni dezinflaționiste pronunțate din partea cererii interne și externe, precum și al unui impuls fiscal neutru, validate și de prognoza curentă. Conform prognozei curente, rata anuală a inflației va avea o tendință descendentă rapidă pe parcursul anului curent, revenind în intervalul de variații a țintii în trimestrul 2 anul 2024, unde se va menține până la sfârșitul orizontului de prognoză. Decizia BNM este orientată spre susținerea echilibrării economiei naționale prin crearea condițiilor monetare pentru impulsionarea și accelerarea cererii agregate, precum și revigorarea consumului activând în acest sens canalele mecanismului de transmisie, inclusiv cel de creditare. Trimestrul 4-2022 s-a soldat cu aprofundarea declinului economic. La nivel global, condițiile economice mondiale și perspectivele acestora rămân afectate de implicațiile conflictului armat din regiune și de conduita antiinflaționistă a băncilor centrale. Din perspectiva temporării cererii mondiale, se atestă diminuarea ritmurilor anuale de creștere a cotațiilor internaționale asociate petrolului, produselor alimentare, materiilor prime. Sub repercusiunea celor menționate, inflația pe plan global se temperează, rămânând totuși la niveluri cu mult peste cele prepandemice, condiționând reticența unor bănci centrale în majorarea ratelor de politică monetară, iar cele care adoptă decizii restrictive recurg la o magnitudine redusă a ratei dobânzii. Asumându-ne faptul că procesul inflaționist în Republica Moldova s-a manifestat mai devreme și cu ritmuri alerte de creștere comparativ cu alte țări din regiune, iar oportunitatea conduitei restrictive a politicii monetare a rezultat în temperarea acesteia, țara noastră se alătură primelor țări din lume care și-au inversat caracterul politicii monetare cu cel expansionist.
Astfel, BNM urmărește să ancoreze anticipările inflaționiste, să readucă și să mențină inflația în intervalul de variație de plus minus 1,5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5% pe termen mediu. Evoluția inflației. Evoluțiile recente ale inflației anuale validează corectitudinea și oportunitatea caracterului restrictiv a măsurilor de politică monetare anterior adoptate. Astfel, rata anuală a inflației în trimestrul 4-2022 a conturat o traiectorie descendentă și a înregistrat 30,2% în decembrie 2022 față de 34,6% în luna octombrie 2022, ca rezultat al diminuării contribuțiilor din partea tuturor subcomponentelor al indicelor prețului de consum. În termen medii, rata inflației a constituit 32,1% în trimestrul 4-2022, fiind doar cu 0,1 puncte procentuale inferioară nivelului anticipat în raportul asupra inflației din noiembrie 2022. Presiunile asupra inflației sunt în scădere și din partea prețurilor în industrie, ritmul cărora în ultimele două luni ale anului 2022 au înregistrat o tendință descendentă. Activitatea economică. În trimestrul 3-2022, economia națională a consemnat un declin pronunțat cu perspective certe de stagnare și în trimestrul următor. Fapt semnalat de indicatorii operativi furnizați de Biroul Național de Statistică pentru perioada octombrie-noiembrie 2022. Produsul intern brut s-a contractat în trimestrul 3-2022 cu 10,3% comparativ cu perioada similară a anului 2021, fiind sub nivelul anticipat în cadrul rundei anterioare de prognoze, generând astfel presiuni dezinflaționiste din perspectiva deficitului de cerere agregată în perioada respectivă. Această dinamică a fost susținută atât de factori de cerere cât și de ofertă. Astfel se atestă diminuarea ritmului anual de creștere a consumului final a gospodăriilor populației cu 5,7% pe fondul reducerii veniturilor disponibile a populației și a condițiilor restrictive de creditare. Formarea brută de capital fix, în scădere cu minus 4,4%, alături de dinamica importurilor, au generat un impact negativ asupra evoluției PIB. În același timp, contractarea activității economice a fost determinată de trendul descendent înregistrat în comerț, industrie și sectorul agricol, cel din urmă pe fondul condițiilor secetoase din vara anului 2022. Condițiile monetare se mențin relevante procesului de economisire și în trimestrul 4-2022, din cauza decalajelor de transmisie, în transmisia conduite restrictive a politicii monetare promovate. Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele la termen a constituit 13,23% anual, majorându-se cu 9,4 puncte procentuale față de trimestrul 4-2021 și cu 1,8 puncte procentuale comparativ cu trimestrul 3-2022. Volumul depozitelor noi atrase la termen în moneda națională în trimestrul 4-2022 a înregistrat o creștere anuală de 90,4%. Activitatea de creditare a defavorizat consumul și în trimestrul 4-2022 din perspectiva surselor de finanțare a acesteia cu implicații dezinflaționiste. Astfel, volumul creditelor noi acordate în moneda națională s-a redus cu 14,4% în termeni anuali
sub incidența unei rate medii ponderate a dobânzii de 14,14% anual, fiind în creștere cu 5,7 puncte procentuale față de trimestrul 4-2021. Totodată, se atestă temperarea ritmului anual de descreștere a volumului creditelor noi acordate în moneda națională de către băncile licențiate. Prognoza. Cererea agregată va genera presiuni dezinflaționiste pe parcursul anului curent și prima jumătate a anului viitor și inflaționiste pentru a doua jumătate a anului viitor. Deteriorarea cererii externe și a surselor de finanțare a consumului casnic stau la baza scăderii accentuate a cererii agregate. În același timp, impulsul fiscal neutru va menține o cerere agregată negativă în prima parte a prognozei. Ulterior, în a doua jumătate a anului viitor, va avea un impact pozitiv. În aceste condiții, este necesar un impuls fiscal mai puternic pentru a stimula activitatea economică pe parcursul anului 2023. Totodată, printre factorii care vor influența inflația în baza de decelerare, trimestrul 1-2023, trimestrul 2-2024, se numără baza înaltă din anul 2022, ajustările recente de tarife pentru energie electrică, atenuarea continuă a inflației importate în anul viitor, precum și temperarea continuă a prețurilor la petrol pe piața internațională. Accelerarea procesului inflaționist în a doua jumătate a anului 2024 va fi determinată de creșterile acumulate ale prețurilor la resursele energetice pe piața internațională, de ajustarea accizelor la începutul anului 2023 și 2024, de ajustările recente și anticipate din anul curent ale tarifelor și de efectele de rundă a doua asociate acestuia. Prognoza curentă poziționează inflația medie anuală la nivelul de 13,7% și 5,5% în anul curent și respectiv în anul viitor. Evenimentele asociate conflictului militar din Ucraina și potențiale escaladări mențin caracterul persistent al riscurilor și incertitudinilor privind perspectiva inflației pe termen scurt și mediu. În acest context, de subliniat, recesiunea economică și geopolitică de regiune, agravarea condițiilor economice mondiale și temperarea cererii mondiale, prețurile de import la resursele energetice și la produsele alimentare. Se profilează incertitudini cu privire la producția agricolă din anul curent și din anul viitor, alături de cele asociate momentului și magnitudinii ajustării tarifelor la serviciilor reglementate. Relevante sunt incertitudinile cu privire la modalitatea de reflectare a compensațiilor de către Biroul Național de Statistică cu potențiala modificare a traiectoriei prețurilor reglementate. Suplimentar, riscul asociat finanțării externe induce creșterea lichidităților excesive în sistemul bancar cu repercursiuni asupra cererii agregate și asupra dinamicii cursului de schimb a monedei naționale, de natură să genereze presiuni inflaționiste suplimentare. De menționat că prognoza actuală pe termen mediu a fost elaborată în baza informațiilor disponibile, ținând cont de circumstanțele manifestării unor factori suplimentari sau materializării unor riscuri, traiectoria acesteia va fi revizuită în mod corespunzător. Banca Națională a Moldovei va monitoriza în continuare cu precauție situația macroeconomică internă și cea externă, riscurile și incertitudinile asociate evoluției inflației pe termen scurt și mediu și la momentul oportun va interveni prin ajustarea instrumentelor de politică monetară în vederea atingerii obiectivului fundamental de asigurare și menținere a stabilității prețurilor. Următoarea ședință a Comitetului Executiv a Băncii Naționale cu privire la politica monetară este preconizată pentru luna martie 2023. Vă mulțumim, domnule guvernator, pentru informațiile prezentate. Acum urmează
o serie de întrebări-răspunsuri cu membrii Clubului Presiei Economice și aș invita pe primul doritor la microfon ca să adreseze prima întrebare. Господин председатель, скажите, пожалуйста, рассматривался ли агентство Infomarket, рассматривался ли вами вариант, что по итогам этого года, учитывая стремительный рост инфляции в прошлом году и стремительное падение ее, ваши действия, соответственно, тоже были большими шагами по 3 пункта процентных, предусматривался ли вариант, может быть, какой-то позитивный, что должно произойти, чтобы до конца этого года инфляция стала однозначным числом? Haideți, o să venim cu prognoza săptămâna viitoare, dar noi deja avem șanse mari la finele anului să fim în coridor. Deci ceea ce am spus eu în comunicat că va fi în trimestrul 2-2024, aici noi operăm cu cifre medii trimestriale. Dar unii indicatori, deci ca indicator lunar, noi am putea avea fi în coridor deja la finele anului curent. Вам мультимим, да, к моей сонтан Экономическое обозрение Логос Пресс. При снижении базовой ставки в декабре цены на массовые товары продолжают расти. В частности, цены на опт в среднем повышаются на 8% в месяц. Стоимость по самой поставки еще выше. Чем это можно объяснить и что может послужить более эффективным сдерживающим фактором? Bine, poate pe anumite segmente mai există, într-adevăr, ajustări la prețuri, dar noi ne uităm pe ansamblu, pe toate componentele inflației, noi avem cu adevărat o decelerare a inflației. Dacă să vorbim în comparație, chiar inflația, indicele prețului de consum, datele lunare, deci acum inflația variază în jur de 1%, chiar este sub 1% lunar. Iată, ultimele luni, când în mijlocul anului precedent era și peste 2 și ajungea și chiar la 3% lunar. Noi nu țintim fiecare un preț anumit în indicele prețului de consum, noi vedem pe ansamblu cum evoluează indicele de prețuri în consum și îl influențăm prin instrumentele noastre de politică monetară. Deci, pe ansamblu, noi vedem decelerarea inflației. Nu exclus pe anumite segmente, mai sunt careva creșteri de prețuri mai rapide, dar noi observăm că creșterea prețurilor s-a diminuat foarte mult. Deci inflația a decelerat. Noi nu vedem scădere de prețuri încă, deci nu avem dezinflație. Dar, iarăși, anticipând unele lucruri, noi vedem că prețurile internaționale, evoluția lor demonstrează iarăși decelerarea ritmului de creștere a acestor și chiar la unele prețuri va fi scădere de prețuri. Noi vorbim în primul rând la produse petroliere, chiar și la multe produse alimentare se așteaptă o diminuare a prețurilor. Ceea ce sigur că va produce efecte pe piața noastră. Deci noi anticipând aceste lucruri vedem că inflația merge pe un trend foarte ferm, merge spre țintă. Noi vedem în același timp că cererea agregată este foarte, foarte redusă, vedem că deci, PIB-ul este sub potențial, respectiv noi prin politica monetară vrem să susținem cererea agregată ca să nu ajungem iarăși cu inflația mai jos de coridor. Acest risc întotdeauna oricum există. Dar cred că acum scopul este noi să revigorăm economia și ea să ajungă la ca nivel, să ajungă la potențial. Vă mulțumim. O întrebare a venit prin SMS de la postul de televiziune publică. Cum creșterea dobânzilor la credite în 2022 a influențat capacitățile oamenilor, persoanelor fizice, dar și agenților economici de a achita rate lunare? Este adevărat că aproape jumătate dintre acestea nu și-au putut onora obligațiunile sale. Dacă nu, precizați, vă rog, o pondere celor care nu au făcut față creditelor și cum acest lucru a influențat sistemul bancar. Da, mersi de întrebare. Haideți așa, din start, noi când anul trecut am anunțat că vom merge cu politică monetară restrictivă,
Noi am zis că aceste măsuri vor fi dureroase. Am zis că trebuie să suportăm aceste costuri pentru a evita un rău mai mare. Într-adevăr, noi înțelegem că le este mai complicat agenților economici, le este mai complicat oamenilor, le este foarte complicat unor categorii de cetățeni, dar altă soluție noi ca autoritate monetară nu avem decât să restricționăm politica monetară atunci când inflația este în creștere. Am făcut aceasta pentru a evita scenariul în care inflația devine persistentă și alunecăm într-o stagflație, când inflația este în permanent creștere, iar PIB-ul scade. Deci, noi acum acest scenariu urât l-am evitat. Noi acum mergem cu relaxarea de politică monetară. Eu sper că aceste greutăți pe care le întâmplă cetățenii curând se vor atenua. În ceea ce ține efectele asupra sectorului bancar, noi urmărim, într-adevăr, este o creștere ușoară. O creștere ușoară, deci nu am cifrele acum ca să le dau, a creditelor neperformante, dar, în primul rând, ele nu sunt de natură ca să afecteze stabilitatea sectorului bancar și noi urmărim cu atenție aceste evoluții, acestui indice. Deci, până ce o fi, el nu ne dă confortul să continuăm să insistăm că băncile sunt o stare bună, bine capitalizate și capabile să facă față tuturor cerințelor. Da, vă mulțumim. Următoarea întrebare, dacă mai sunt... Агентство «Инфотак», Александр Танас. Если можно в двух словах специфику нашу в Молдове. Мы первые начали повышать резко ставки и первые начали опускать. В то время, когда в США Центробанк Евросоюза ставки повышает и говорит о том, что будет повышать. Есть ли еще кто-то из Центробанков, который в это время снижает ставку? Sincer, nu mi-amintesc, cu siguranță mai este cineva care mai reduce ratele, iarăși care, din băncile centrale, care mai devreme și-au început majorarea ratelor. Vă aduceți aminte parcursul și anului 2021 și parcursul anului 2022, foarte multe discuții erau și la nivelul băncilor centrale mari și nu numai, să înțelegem că ce este cu această inflație, că este una tranzitorie, că trebuie să reacționeze băncile centrale, că nu trebuie să reacționeze băncile centrale. Ceea ce înseamnă că au existat o anumită ezitare la multe bănci centrale și s-a intervenit mai târziu. Noi am intervenit mai devreme, pentru că noi vedeam clar că la noi economia fiind foarte mică și deschisă, cu foarte multe vulnerabilități, deci la noi procesele inflaționiste s-au manifestat foarte rapid și mai puternic. Când spun că economia este mai vulnerabilă, vorbesc despre faptul că noi nu avem ne lipsește reziliența energetică, suntem total dependenți de sursele externe și ați văzut numeroase șocuri am avut în direcția asta, din mers practic s-a proces la diversificarea surselor de energie. Noi, ca țară, suntem cei mai expuși din regiune comerțului cu Ucraina, Rusia și Belarus, și când vorbesc cel mai expus, sub aspectul ponderii acestor trei țări în comerțul nostru extern. Probabil că noi avem ponderea lor este cea mai mare în regiune, comparați cu alte țări. Respectiv și șocurile legate de războiul din Ucraina la noi s-au lăsat simțite imediat și foarte, foarte pronunțat. Noi eram puternic integrați cu foarte multe lanțuri de aprovizionare din Ucraina. Astea toate combinate s-au reflectat în faptul că la noi inflația s-a propagat foarte repede, ea s-a făcut vizibilă foarte rapid, noi și am intervenit mai devreme, dar și am intervenit cu iarăși, comparând cu alte bănci centrale, noi am intervenit cu o politică mult mai restrictivă decât alte bănci centrale.
respectiv venind cu o politică foarte restrictivă, noi nu putem să o ținem și pe timp lung. Deci ea și-a produs efectul, noi și acum încă vedem, ea continuă să-și producă efectul, deci ea noi deja venim cu politică restrictivă ca să, odată ce am văzut că inflația a venit pe un trend descendent, noi deja intervenim cu relaxarea politicii monetare. Vă mulțumim. Dacă nu mai sunt întrebări, atunci Banca Națională vă urează o seară cât mai liniștită. Mulțumesc foarte mult!